Pe baza deplasărilor în teren, pe baza sesizărilor făcute de oameni, am fost săptămâna trecută, de exemplu, la Vișina și foarte mulți cetățeni de acolo mi-au spus că ultima soluție pentru a rezolva problema stării jalnice a drumului Găiești-Petrești-Vișina, limită de județ Șelaru-Teleorman, singura soluție, spun oamenii, este să blocăm drumul, pentru că altfel nu se mai poate. Dacă mergem pe zona aceasta, Văcărești, Perșinari, Gurașuții, Produlești, starea drumului este groaznică, sunt drumuri județene. Și responsabil de realizarea acestor lucrări este domnul Florin Popescu, președintele Consiliului Județean. Eu ca senator, că i-am văzut comentând și pe unii de la televiziunile de partid, de la televiziunile PDL-ului, pot să-l interpelez pe domnul Florin Popescu și orice autoritate a administrației publice, fie că e locală, fie că e județeană, fie că este o administrație publică centrală. Regulamentul Senatului îmi dă dreptul să-i pun întrebări. Calitatea mea de reprezentant al poporului ăsta român îmi dă dreptul să întreb pe oricine cu privire la activitatea pe care o desfășoară, atâta timp cât se află în slujba statului și a cetățeanului. Comportamentul domnului Florin Popescu este unul grobian. Are momente în care nu mai are niciun pic de eleganță și de statut, de înalt demnitar până la urmă al acestui județ și se comportă pur și simplu ca un cetățean oarecare care a trecut prea puțin pe la școală și care e prea puțin educat. În al doilea rând, domnul Florin Popescu are impresia că dacă vine și în general pe la servici pe acolo și pe unde mai circulă dânsul și se răstește la cei care sunt subordonați, poate face același lucru, de exemplu, cu senatorul Tuțuianu, ceea ce nu îi se va permite niciodată. Eu l-am interpelat, i-am cerut explicații cu privire la starea drumurilor. Dânsul, dacă a stat cumva pe la ușa doamnei Udrea, a stat pentru că este președinte al Consiliului Județean. Deci nu a stat că mi-a făcut mie un serviciu. Sunt în atribuțiile postului aceste lucruri. La noi, de la Partidul Social Democrat, la momentul ăsta avem puțin primar care beneficiază de celebrul program al doamnei Udrea cu 10.000 de kilometri de drumuri județene și comunale, iar preocupările domnului Florin Popescu sunt să-și rezolve clientela politică și afacerile familiei PDL. E preocupat foarte tare de drumurile din zona Bucegilor, este preocupat foarte tare de ce lucrări mai face prin localitățile unde are primar PDL-ul și neglijează de multe ori proiecte care sunt declarate eligibile și care nu au la acest moment finanțare. Ne-a promis, de exemplu, la ultima discuție, o să aibă în vedere și câteva din proiectele primarilor din Partidul Social Democrat, a rezolvat 2-3 dintre acești primari. Și sunt cam aceiași, știți și dumneavoastră, unii dintre ei care au așa un comportament politic mai labil. Și în același timp, ne-a mai promis că va rezolva problema drumurilor. Pe proiecte eligibile, repet, deci da, care sunt în regulă, la Vișina, la Uliești, la Văcărești, la Lucien, n-avem niciun răspuns pe aceste subiecte.